Salutare și bine venit la un nou episod aici pe canal. Înainte să începem, apasă pe butonul de subscribe, apasă pe butonul de like, lasă un comentariu, hai pe TikTok. Am început să fac live-uri pe TikTok, ne vedem și acolo, sunt live-uri de calitate, un content cu stâlpile tale. Am avut iar SBC cu Hero, bineînțeles ne-am pus, l-am făcut, hai să vedem ce am prins. Dar înainte de Hero am avut niște 82 plus pentru că nu mai aveam fodări, nu mai aveam cu ce să fac. Bine, a venit din pachetul ăsta Ibrahimovic, rupere, n-a durat mult. Și când zic că n-a durat mult, în primul pachet de 82 plus a venit acest Zomer de 85. Zomer, dar de la Gladbach, încă nu e transferat la Bayern. Mergem la următorul pachet și ne lovește direct pe walkout cu Bernardo Silva 88. Perfect! Deja știam că facem Hero-ul. A fost să răcie niște pachete, a venit acest 84 Pellegrini, după care a apărut și Kostić de 85. În ultimele două pachete a venit în penultimul, sincer, mare troll, pentru că am văzut Brazilia și am sperat că e Neymar, dar a fost Casemiro. Ok, good for da. Iar în ultimul pachet, chiar dacă n-a fost walkout, a venit un inform 83 Frankowski. GG. Am început cu cel mai greu SBC ăsta de 86. Bernardo, Kostić, Ruben, Casemiro, am terminat-o, aia e, merge mai departe. L-am făcut și ăsta cu 84 cu inform, l-am trimis pe lăutarul că nu-l suport și a mers decențel acest SBC-ul. Și aici l-am mai băgat pe Modric că ne-a venit într-un pachet și pe Thiago Silva și bam bam și am terminat. Și avem picul 1 din 3, 87 plus Nakata Cole Campos. Campos l-am avut varianta gol. Cole arată bine, însă Nakata intră pe la țanc, intră Nakata în echipă. Marchizio a ieșit din echipă, a intrat Nakata, coboară Pirlo pe CM-ul mai defensiv, cu valențe ofensive. Nakata trece în locul lui Pirlo, care este CM-ul / banda în 4-2-2-2. Perfect, la perfect. Nu mă pot plânge absolut deloc că a venit Nakata. Foarte, foarte bucuros și din nou World Cup 87 Base or Hero pentru noi a fost o afacere bună. O singură dată mi-a picat Park Ji-sung Base și Smolarek. De două, na. Deci două, din două SBC-uri de genul mi-au picat ăștia. În rest, Marchizio ăsta, Campos-ul, Köchler de 90 sau 91, Cap de Villa, Alouairan, Nakata, am mai avut casa asta, Mascherano. Foarte, foarte bun acest SBC-ul pentru noi. Trebuie să mă pun să joc meciurile de la Rivals, că-i târziu. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest video. Nu uitați de like, subscribe, comentariu, share, donație, de toate, să vină la mine. Și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!